veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Vrem să privim în Sfânta Carte vis-a-vis de nedreptate, evident punând dreptatea în față și dea Domnul urmărind acestea să ne îndreptăm și noi. Ce este de fapt nedreptatea? O abatere, o eroare, o falsificare, o schimbare, o neregulă referitoare la viață și activitățile noastre. Deschideți, vă rog, la Ezechiel, capitolul 18, pentru că, evident, vom vorbi despre dreptate în concept biblic și Biblia ne spune că adevărata dreptate este păzirea legilor drepte a lui Dumnezeu. La El este măsura dreptății. Ezechiel 18 cu versetul 9. Care urmează legile mele și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie. Omul acela este drept. Deci un om nu poate fi drept decât dacă cunoaște legile Domnului, le urmează și le împlinește. Și în continuare scrie, va trăi negreșit, zice Domnul. Spunea Dumnezeu lui Israel în Vechiul Testament, care este poporul care să aibă legi așa de drepte cum aveți voi? În cursul istoriei și chiar până în prezent, oamenii au încercat diferite măsuri a dreptății. De exemplu, regimul trecut considera că e drept să fie o colectivitate și să împartă bunurile așa. Alții consideră că este drept altfel. Unii consideră din punct de vedere moral că este drept să ai doar o nevastă. Alții consideră, după cum cad de comun părțile. Adevărata dreptate, cum scrie acolo în Deuteronom 4, verset care l-am citat, este cea care rezultă din cuvânt. Și zice Pavel în Romani, capitolul 9, gândind așa în dreptul dreptății și a nedreptății la toate aspectele vieții. Numai dacă vom înțelege ce e scris, ne vom da seama ce scrie aici, Roman 9 cu 14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? În legile care le dă, în activitatea Lui, în hotărârile Lui? Și vine răspunsul, nici de cum. Vom privi mai întâi la câteva manifestări ale nedreptății printre oameni. Toate văzute de Domnul. De aceea, zice în cartea Eclesiastului, în capitolul 3, că pe pământ sunt multe nedreptăți. Și totuși, avem un răspuns, că Dumnezeu este în cunoștință de toate acestea. 3 cu 16 mai întâi, Eclesiast. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea. Și că în locul rânduit pentru dreptate, este răutate. Dar continuă versetul. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca. Și în plângere scrie prorocul în 3 cu 36, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Vede. Și într-o zi va face dreptate. Cele mai multe nedreptăți se comit la judecăți, evident. Oamenii nu judecă drept, cred din două motive. Că nu sunt înțelepți și că nu cunosc. Spune Biblia în Cartea Proverbelor, capitolul 8, versetul 15. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin ce? Prin înțelepciune. Uitați-vă o pagină în urmă. Aici este strigarea înțelepciunii. Un om care nu e înțelept nu poate să hotărască drept. El nu știe cum ar fi drept. Un om care nu cunoaște legea, care nu cunoaște situația, neînțelegând, poate face o nedreptate. Nici asta nu e bună, dar există partea cealaltă când oamenii fac nedreptăți pentru că iau mită, pentru că sunt plătiți să facă o nedreptate, pentru că au și ei partea lor. Și spune în Deuteronom, capitolul 16, că oamenii sunt foarte slabi la capitolul acesta. Fac nedreptate toți care nu sunt înțelepți, dar dacă e plătit, s-ar putea și înțeleptul să facă nedreptate. 16 cu 19. Să n-atingi niciun drept și să nu cauți la fața oamenilor, să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților. Deci prima categorie nu face dreptate că-s puțin prostuți, dar a doua nu face dreptate cât îți deștepți că primii n-au văzut și la al doilea i-s ochii ochii. Care să vadă? Și Dumnezeu întreabă în psalmul 82, pornind așa din cele sfinte și până la ultimul tribunal sau orice formă de analiză, întreabă Dumnezeul dreptății, asta acum înainte de a veni judecata, psalmul 82, versetul 2, până când veți judeca strâmb? Și veți căuta la fața celor răi. Faceți dreptate celui slab, șorfanului, dați dreptate norocitului și săracului, că săracul nu poate să dea daruri. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Nu trebuie neapărat să fie cineva la tribunal, ca într-o judecată să fie nedrept.
O poate face și într-o problemă mai minoră. Deuteronom 24:14. Să nu ne dreptățești pe simbreașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este un străin care locuiește în țara ta, în cetățile tale. Versetul 16 din capitolul 25. Căci oricine face aceste lucruri, săvârșește o nedreptate și este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. O a doua formă de nedreptate în relațiile economice. Citim de la versetul 13. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare, alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă și să ai o efa adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Mai deschideți, vă rog, la Levitic 19, versetul 35 și 36. Asta e valabil pentru toți care lucrează în comerț sau își vând bunurile proprii din agricultură sau în orice afacere sau tranzacție dintre noi. Să nu faceți nedreptate la judecată, primul punct. Și acum al doilea, în domeniul economic. Nici la măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere, de capacitate. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte, unitățile lor de măsură. Căci eu sunt Domnul Dumnezeu vostru care v-am scos din țara Egiptului. Asta este porunca Bibliei și sfatul lui Dumnezeu pentru noi. Să fim corecți în toate măsurile noastre în plan economic. Cântarul drept, spune Cartea Proverbilor, vine de la Domnul. Cântarul care trage leac într-o parte, nu știu cine stă pe colțul lui. În al treilea rând, pot interveni nedreptăți chiar în relațiile spirituale, în lucrurile sfinte. Vă amintesc ce le spunea Domnul fariseilor? Și voi dați zeceală din izmă, din chime și din marar. Și nu le-a spus că la punctul 2, la nedreptatea economică, că ar falsifica ei ceva în darurile lor la templu. Dar tuturor le spune că au uitat dreptatea. Și cred că în primul rând la farisei dreptatea era uitată în plan religios. Le spunea Domnul în mai multe versete din Matei 23. Măi, la voi e mai greu țânțarul ca cămila. În plan religios. Puneau țânțarul o problemă banală, asta cântărește. Iar problemele majore n-au nicio relevanță. Isaia 10:1. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelejuite și de cei ce scriu porunci nedrepte. Câte lucruri nedrepte nu scrise în plan spiritual? Ticluiri și interpretări care numai drepte nu sunt. Asta este o mare nedreptate. Că dacă l-am înșelat pe om în plan spiritual, e mult mai rău ca și cum l-aș fi înșelat cu 2 kilograme la un sac. Din nedreptatea aceasta îl poate costa și pe el, dar evident și pe mine, viața. Cred că o formă de nedreptate aici poate să fie și când cineva mă întreabă cum se explică cu tare pasaj din Scriptură? Și poate la unul îi spun într-un fel și la altul îi spun într-alt fel. Că pe ăsta nu-l poți jigni, iar pe celălalt oricum mi-e puțin oftică și trebuie să-l apăs puțin. Asta e tot un cântar nedrept în plan spiritual. Și în al patrulea rând, nedreptățile între frați. Evident, sunt mai multe, dar astea sunt mai vizate de Biblie. În Proverbe 18 apare un verset, versetul 19, frații nedreptățiți. Evident, e vorba și pentru frați de corp, pentru frați de credință, un cadru familial. Sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Deci mai degrabă câștigi un război împotriva unei țări străine, și mai degrabă faci revoluție în țară și dobori zăvoarele casei împărătești, alungi dinastia, decât să-i recucerești pe ăștia. Dar diavolul uneori așa le pune, că ți se pare că tu ai dreptate și că de fapt ție ți s-ar cuveni mai mult. Se angajează diavolul urgent avocat și atunci el le are pe toate, și studii economice și drept, numai e după economia lui și după strâmbătatea lui și așa se parție. Și în urmă după ce l-ai îndreptățit pe fratele tău, ai vrea să-i dai înapoi cât nu face, dar nu mai poți să-l cumperi uneori. Avea bunica o vorbă, nu o uit, în limbajul ei popular, dreptatea alduită de Dumnezeu. În orice domeniu și cu atât mai mult în relațiile dintre noi, și în familie și între frați. 1 Tesaloniceni 4, versetul 6. După ce scrie în versetele de mai sus, să fim curați, să nu ne compromitem cu lucruri murdare, în plan trupesc, continuă spunând, nimeni să nu fie cu vicleșuf și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, cum v-am spus
și v-am adeverit. E trecută nedreptatea între frați pe listă cu curvia și Domnul le pedepsește pe amândouă? De aceea, repet, cele mai frecvente sunt nedreptățile la judecată, când oamenii orică nu pricep, orică nu mai pot pricepe. Nedreptățile în relațiile economice dintre oameni, și acum în economia de piață, și potrivit cu ce spunea Domnul, că acum e cam vremea lui Noe, când vânzarea și cumpărarea e foarte la ea acasă și tentația e mare. Apoi nedreptățile în domeniul spiritual, să nu faci cântăririle bune. Trebuie să analizezi doi oameni, au făcut aceeași faptă, dar ăsta e de-al nostru și ăla nu e de-al nostru, ca și cum n-ar fi amândoi de-al lui Dumnezeu. Apoi, în domeniul învățăturii, asta este, cealaltă nu este. Pentru el este, cum e vorba populară, pentru unul ciumă, pentru altul mumă. Sau nedreptățile care afară între frați, în neînțelegere, de la chestiuni mărunte, până la orice problemă a vieții. Haideți să privim acum cu ce ne alegem dacă suntem drepți și cu ce ne alegem dacă suntem nedrepți. Că știți ce spunea Petru? Doamne, te-am slujit, dar la gata, cu ce ne alegem? În Cartea Proverbelor, în capitolul 10, versetul 2, ni se spune că dacă am făcut o nedreptate, câștigăm ceva. Normal că dacă l-am nedreptat pe cineva cu o sumă de bani, banii ăsta ai mei. Comorile câștigate pe nedrept. Deci se pot câștiga comori pe nedrept. Sunt oameni care, știu eu, pentru anumite filiere, cum ar fi într-o țară sau alta, pun mâna pe averi mari, prin nedreptate. Dar continuă versetul spunând, nu folosesc. O comoară mare care nu folosește. Au englezii un proverb care spune că o mare bogăție este o mare sclavie. Dar cât ar fi de sclavie, poate că mănânci de acolo, dar asta e că nu folosește. Și tot în Proverbe 16 cu 8, ni se spune, punându-se în cântar cele două, mai bine puțin cu dreptate, e mai bine, decât mari venituri cu strâmbătate. Deci se pot obține mari venituri prin strâmbătate, dar nu folosesc și nu dau un rezultat bun. Tot în Proverbe 13 cu 23, partea a doua, este o sentință care apare în Biblie pentru cei nedrepți. Mai degrabă se pierd ei uneori decât averea lor nedreaptă și aia rămâne uneori. Partea a doua versetului, dar mulți pierd din pricina nedreptății lor. Și amintiți-vă ce predica Pavel în Areopagul din Atena, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, îi iartă și pe cei care au făcut nedreptăți că n-au priceput, dar a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Tot Pavel zice în Faptele Apostolului 24 cu 15 că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Pe criteriul acesta nu ne sculăm deodată. La unii sună gongul odată și la ceilalți sună altă dată. Pentru că nedreptatea este pedepsită de Dumnezeu. Dumnezeu este drept, spune în psalm, se mânie în orice vreme și nu va suporta starea aceasta. Dar în schimb, cine este drept, tot în Proverbe, 24 cu 25. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Aparent, când ești drept, normal, nu câștigi ca și atunci când ești nedrept. Pierzi. Că dacă socotești după dreptate, să le dai la toți cei cu dreptul, cât e cu dreptul să-ți mai rămână și ție, nu? Dar Dumnezeu binecuvântează dreptatea. Dar pentru nedreptate, te poate costa viața. Asta e cea mai mare pedeapsă care Domnul o dă. S-ar putea să moară și cei drepți și să nu li se facă dreptate. Dar am un verset frumos în Isaia 57. De la versetul 1 citim. Piere cel neprihănit. E o plăcere să te duci la astfel de mormântări. Sunt uneori mormântări la care suntem puși în temă, vezi? Nu zic prea multe, că nu a fost așa pocăit. Sau alte la care trebuie să alegi așa un text așa mai generalist. Însă sunt și slujbe la care, fără să fie menirea noastră să vorbim despre cei decedați, am putea să vorbim când îi vorbește Scriptura, cum ar fi versetul acesta. Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă, adică s-ar putea să nu-i se facă dreptate. Se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății lua cel neprihănit. Ca să nu mai suporte și alte răutăți. El intră în pace în groapa lui. Cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Drumul drept dă vise liniștite pentru oamenii aceștia, drepți, corecți, oameni integri. Dumnezeu are și Biblia și cerul întreg, un respect aparte. Să fii corect. Asta înaintea lui Dumnezeu. Față de tine însuși, să nu-ți permiți să fii o nedreptate, chiar dacă nu te vede. Te vede Dumnezeu. Vom vedea noi imediat niște texte. Dar asta trebuie să fii înțelept și să nu-ți permiți pentru tine altceva. Era o pildă, vă reamintesc, pentru că este în context. Evreii au multe imagini din astea, că dreptatea și nedreptatea au călătorit împreună, le-a apucat foamea, au intrat să servească masa la un local și dreptatea spune, dar n-avem bani, cu ce plătim? Nedreptatea aici, fii pe pace. Pe când se termine meniul,
Nedreptatea strigă la chelner. Dă restul. Și spune, domnule, ce rest? Că n-ați plătit. Cum n-am plătit? Să vină șeful de unitate și face un scandal așa, în stilul nedreptății. Și bietul chelner zice încet, ah, unde ești dreptate? Dar dreptatea și mai încet. Aici, da, am mâncat și eu. Așa este. Când ai mâncat, nu mai poți vorbi țigura plină și trebuie să taci. Știi că nu e așa. N-ai ce faci. Asta este. Asta spune Biblia. Nu mai vezi. Ți-a pus în față, ce să mai vezi? De aceea Biblia ne spune, nu te încurca să poți rămâne drept. Când îți spune cineva ceva în spate, te-o cocoșat, nu mai ești drept. Când n-ai nimic în spate, stai lumânare. Cum să scăpăm de astea, de poverile astea, că poate mai le simțim pe undeva, pe la umeri sau pe la coaste, prin buzunare. Cum să scăpăm de ele? Deschideți la Psalmul 112. 112 cu versetul 5. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul. Ăsta e dincolo de dreptate. Dar ăsta a mutat dreptatea în favoarea celuilalt. Care își rânduiește faptele după dreptate. Ce bine merge. Trebuie să ajungem la înțelegerea asta, că o să-ți fie bine. Și chiar să ne rugăm pentru asta. Rămânem în Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Dar calea cea dreaptă nu e doar așa calea pocăinței, când ne-am botezat și asta e calea cea bună, la noi, la Pentecostale. Calea cea dreaptă este să fii drept în toată ziua, în toți pașii vieții tale. Că degeaba ținem noi calea, numai că mergem așa, zigzag. Știm unde e calea. Duhul lui Dumnezeu ne poate călăuzi în a ne învăța, să putem iubi dreptatea. Asta, în primul rând, să o putem iubi. Și, în schimb, nedreptatea să o urâm. În Mica, capitolul 3, este un verset frumos, prorocul Mica. Acel proroc a avut, din nefericire, parte să vadă atâtea nedreptăți și atâtea mișelii în țară. Și scrie el, prin Duhul Domnului, în Mica 3, cu 9. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov, că nedreptatea îi caută pe toți oamenii, dar în mod special îi place să locuiască acolo unde stau căpetenile, că acolo pică ceva mai serios. Și mai mari casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Deci sunt oameni cărora le este scârbă de dreptate. Scoateți că aia nu e afacere, nu merită făcută dacă nu ne-am înșelat. Deci nu putem să fim transformați decât dacă ne va fi dragă dreptatea și nedreptatea o vom vedea mai rău ca pe diavolul. Ai o imagine să-ți dai seama că nedreptatea e ceva josnic de tot, să fii nedrept. De altfel, când facem noi așa o păcăleală și după aceea când ne prinde cineva și se dă perdeaua la o parte, cum ții? Nu mai știi cum să o dai din colț în colț, dar știi, eu am crezut că e atâta, dar nu-mi ieși bine la socoteală. Deci, chiar între oameni, când suntem prinși uneori cu nedreptate, nu mai știi cum să o scoți de rușine, cum să scoți obrazul. Dar ar trebui să ne fie greață de această stare a nedreptății. Asta în dreptul nostru, personal. Și apoi, să putem face ceva și la nivelul colectivității. Să putem scoate nedreptatea din adunare. Asta, sarcina asta, cel mai mult cade pe comitete, evident. Nedreptatea din familie, nedreptatea de la servici, pe cât se poate, în măsura responsabilităților fiecăruia. Sunt unele firme cu care ți-e greu sau ți-este frică să faci un contract. Nu prezintă încredere. Iar altele și-au câștigat o reputație, nu datorită firmei sau siglei cât e de colorată, și datorită oamenilor care lucrează. În Levitic, capitolul 19, Vechiul Testament, sunt îndemnați în mod special cei care sunt în slujbe, cei care rostesc judecățile, să fie niște oameni ai dreptății. 19 cu 15, să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judești pe aproapele tău după dreptate. Și încă un verset din Proverbe 29 cu 4. Asta vorbea Solomon, eu știu dacă a făcut și el așa. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Nedreptatea nimicește un popor, îl distruge. Distrugere în credere dintre oameni, distruge dorința de a face binele, își pierd creditul în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, evident. Nedreptatea distruge poporul. Dar până se va face dreptate, că știu eu, poate nu suntem destul de înțelepți să o facem, Biblia zice, 1 Petru, capitolul 2. Dacă vom suferi pe nedrept și încă dreptate nu se face, ce-i de făcut? Uitați care este sfatul Bibliei aici. 1 Petru 2, citim și 18. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, și celor ce sunt greu de mulțumit. Poate suportați nedreptăți la servicii. Știu, eu munciți mai mult ca altul și când colo prima sau avantajele are tot colegul de servicii. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cujetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Întotdeauna când oamenii cântăresc, Dumnezeu pune și cântarul lui și
coeficientul acesta ce rămâne, ți-e scris sus, nu se pierde. Altfel, ne-ar fi foarte greu să suportăm nedreptate. De-aia Biblia ne spune, nu vă răzbunați, nu în sensul că Dumnezeu o lasă așa pierdută. Tot le adună. Azi un coeficient, mâine altul, un procent, le adună și în final va face calculul. Deodată o lasă, deschideți la prorocul Habacuc. Așa se necăjea și el. Și sunt unii care spun, nu pot să văd nedreptatea, pe mine asta mă termină. Nu te termine de tot. Numai să iei atitudine, dar vezi cum procedezi. Habacuc, capitolul 1, versetul 3. Întreabă el pe Domnul, pentru ce mă lasă văd nelejuirea? Și zice el, Doamne, te uiți la nedreptate. Amintiți-vă acea pildă pe care spunea Domnul Iisus în Luca 18, o văduvă venea des la un judecător să-i facă dreptate. Și Dumnezeu nu lua atitudine. Dar nu este Dumnezeu, după Psalmul 68, versetul 5, apărătorul văduvelor? De ce a lăsat nedreptatea aceea unei văduve care venea des și cerea, fă-mi dreptate? Și întreabă prorocul, Doamne, de ce te uiți la nedreptate? Și ca și cum doar asiste așa de la distanță și chiar neputincios, văzând cum se comite nedreptate. Dumnezeu lasă nedreptatea o vreme și spunea Domnul, nu ca unul care nu era în teme, ci ca unul care știa atât de bine. Matei 5 cu 45, că Dumnezeu dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și le crește neghina mai mult. Le dă și lor ploaie. Dar asta e o vreme. Că toate lucrurile în plan spiritual, dacă nu le înțelegi în prisma veșniciei, n-ai cum să le înțelegi. Cum să înțelegi pe cineva care suferă 20 ani de pușcărie pentru credință? Și apoi moare acolo de bătrân. Înțelegi? Păi voi mai bine spui o minciună că te lape și mergi și faci o afacere pentru Domnul. Da, dar privit în prisma veșniciei, dacă Dumnezeu așa îngăduie, se merită? Cum să înțelegi o mamă care sacrifică o viață pentru copii? Sau un misionar care lasă niște condiții bune undeva într-o țară dezvoltată, se duce undeva să locuiască în cort, să-l muștețe în țară, în Africa. Păi? Dacă te uiți numai atunci la misiune, nu-i vezi rostul. Dacă te uiți în planul veșniciei, i s-a meritat Domnului Hristos 30 de ani pentru slava de care avea să fie urmată viața Lui. Nici de dreptatea nu înțelegi dacă te uiți numai la ea. Dar uite-te până în capăt. Nu te uitea numai aici, într-un punct negru, uite cât e linia de albă, în continuare. Și în privința aceasta, Biblia spune că vine o vreme în Apocalips, scrie pe ultima pagină, 22 cu 11, vine o vreme în care Dumnezeu va zice, pe aici e linia de demarcație. Cine e nedrept, mai departe, hai că mai aveți puțin. Cine e drept și sfânt, să se sfințească. Și când va trage Dumnezeu linia, din acea linie se face apoi o groapă, ca între bogat și Lazar o prăpastie mare. Dar pe acolo va fi linia. Nu pe acolo am zis că ești demarcația și la înviere? Ăștia care sunt partea asta a liniei învie odată, ceilalți învie de cealaltă dată. După dreptate. Va judeca lumea după dreptate. Vreau să privim la câteva exemple biblice. 1 Samuel, capitolul 8. Spuneam că ispita este foarte mare la judecată când ești într-o slujbă. Când ești tu cel care împarți. Fie și darurile, fie și bonurile, fie și hotărârile. Fiii lui Samuel au ajuns în slujba de judecători, succedându-i tatăl lor care îmbătrânise, 8 cu 3. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și scrivodinare. Și călcau dreptate. Când ai luat mită, nu poți să nu calci dreptatea. Că și dacă îți mai vine să faci dreptate, poate ești învinuit după aia că ai luat mita. Îmi vine în minte o situație recentă și concretă pe care am auzit-o. Un frate, pe vremea lui Ceaușescu, a fost prins cu un TV-ul sau o mașină din asta. Ducea frații la adunare și mașina era întreprinderii. Poliția l-a oprit să-i facă proces. Și el a scos 200 de lei, doar era mult pe vremea lui Ceaușescu, să dea la polițai să nu mai zică nimic. Și polițaiul recalcitrant zice, asta e redemită. Și a ajuns în tribunal. Dar omul avea în jur de 16 copii. Președintele tribunalului, când a analizat cauza, a discutat și cu polițaiul, băi, să-l bagi în tribunal pe un om cu atâți copii? Zice, nu, îmi pare rău, dar acum cum să o scoatem? Și l-au chemat pe fratele și i-au zis, spune că tu ai crezut că banii scos să dai amenda și noi o ticluim procesul. Și l-au spus, nu, eu am vrut să-i dau mită. Eu n-am vrut să-i plătesc amendă, eu am vrut să dau mită. Am amânat cu vreo 3-4 ședințe, probabil îl lămuresc. Și el n-a vrut să cedeze. Și între două ședințe a venit un decret prezidențial
și a fost grațiată și fapta lui. Și spune el, am scăpat rămânând drept. Este o problemă la care nu știu care dintre noi nu ne îndoiam. Dar el a vrut să rămână drept și a rămas în picioare. Noi ne izbim de probleme mai mărunte, dar dreptatea e dreptate. Samuel, văzând că așa stau lucrurile cu copiii săi, nu i-a silit mai departe să rămână ca judecători. De aceea, uneori, ferice de noi când nu trebuie să judecăm, că nu trebuie să dai o sentință, scapi. Și de-ai fi fost o dai dreaptă și de-ai fost nedreaptă. Un alt exemplu din Biblie, 2 Samuel 15, e vorba de Absalom. Versetul 3. Absalom stătea la poartă și zicea, când veneau oamenii, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care avea o neînțelegere și o judecată și-ar veni la mine, i-aș face dreptate. Oare credea ce spunea? Dar el stătea la poartă și spunea, eu v-aș rezolva pe toți. Și zice el, din partea împăratului nimeni nu-ți face dreptate. Ei, dați puțin câteva foi în urmă la capitolul 8, versetul 15. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul. Vedeți că s-ar putea să stea cineva la ușă să spună că nu se face dreptate înăuntru și dacă se face? David înăuntru, în sala de ședințe, făcea dreptate și puiul lui stătea la ușă, spunea în sală, nimeni nu face dreptate, pe mine de m-ar pune. Și ia că l-au pus. Tot Israelul a căzut de cuvinte să-l pună să facă dreptate. Și-a făcut dreptate. Au zis, vreau numai capul împăratului David, să ne cinstesc în văzul lumii 10 țitoare a lui și să fie omorâți toți care au slujit până acum. Asta e dreptate. Și poporul a crezut că nu degeaba s-au raliat cu el și a avut o armată, cum zicea Hușai Arhitu, cât nisipul mării să-i adunăm. Așa afirma el. Un alt exemplu dintr-un alt domeniu, prietenii lui Iov, Iov 13, ăștia nu l-au îndreptățit pe Iov cu nimic. Nu au venit la el, ce să-i mai ia? Și hainele le-au rupt. Dar au comis nedreptăți în vorbirea lor. La unii nedreptățile stau în dește. Și ia ceva și cântărește, așa cum se cântărea în mod popular. Știi, luai una în mână și alte noi. Asta pare mai grea. Dar ei au cântărit cu limba. 13 cu 7. Iov îi sesizează. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Și să spuneți minciuni ca să-l apărați? Vreți să țineți cu el și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă va cerceta el, va găsi bine oare? Întoarcem la capitolul 21, cu versetul 27. Prietenii lui Iov au vorbit nedrept referitor la Dumnezeu și acum și la Iov, versetul 27. Știu eu bine care vă sunt gândurile voastre. Ce judecăți nedrepte rostiți asupra mea? Ce judecăți nedrepte rosteau? El era lovit și ei ziceau, a fost păcătos, normal. Ce ușor e să rostim o judecată nedreaptă, unul cade bolnav. Și spune, da, l-a pedepsit Dumnezeu. De ce? Tu ai dus procesul verbal. Cineva i s-a întâmplat o pagubă. Să știi, Dumnezeu îl lovește. Ești încredințat? De ce nu tăcem când am putea să tăcem? Deschideți la capitolul 42. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu la gata, că asta e avantajul în dreptate, că la gata intervine Dumnezeu. Capitolul 42, vine Dumnezeu și scrie în versetul 7, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov. Acum ia pe cei trei, hai. Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi. Dar de ce? Că au plâns 7 zile lângă Iov, nu i-a iertat. Pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit Iov. Și n-ați vorbit drept. Luați acum 7 viței și 7 berbeci. Uite cât costă o vorbă nedreaptă. Duceți-vă la Iov și uneori asta costă mai mult. Să te pleci, să treci așa, robul meu să se roage pentru voi și numai în vederea lui, nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit drept de Dumnezeu. Amintiți cum a pedepsit-o Domnul pe Maria, sora lui Moise, că a zis ceva de Moise? Dumnezeu ia atitudine. Și Pavel le spunea în Noul Testament, Corintenii 1, Corinteni capitolul 6, măi, voi nedreptățiți pe frați mei. Ce nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția? 1 Corinteni 6 cu 9. Să amintim acum câteva exemple de dreptate bune. 2 Cronici 19. E vorba de împăratul Iosafat al lui Iuda. Printre altele, ce a făcut el? De la versetul 4 apare acolo un titlu. Măsuri pentru împărțirea dreptății. Iosafat a făcut o călătorie prin mijlocul poporului. Versetul 5. A pus judecători în toate cetățile. 6. Și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nicio nelegiuire, nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri.
Versetul 12, finalul. Întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Amin. Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 7. Pavel a fost omul care a încercat și a reușit, prin harul Domnului, să fie corect cu frații, inclusiv în problemele pământești și, în primul rând, în cele spirituale. 2 Corinteni 7:2. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Numai Samuel a mai spus astfel de cuvinte la bătrâneți. Și mărturisiți cui am luat? Măgarul, când am închis ochii să îndreptățesc pe unul sau pe altul. Pavel s-a luptat să nu nedreptățească pe nimeni. Iov zice în cartea sa, nici măcar pe sluga mea când vorbea cu mine, nu am înșelat-o, măcar că în Vechiul Testament uneori asupra robilor aveai drepturi ca asupra unui animal. Cu ceva mai calificat era. Era un suflet după chipul lui Dumnezeu. Vreau acum să amintim Deuteronom 32, cât de mult ține Dumnezeu la dreptate și cât de drept este El. 32:4. El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat în tot ce face. Și în ce înțelegem și în ce nu înțelegem. El e drept. În El nu-i nedreptate. Și asta trebuie să ne confere nouă așa o liniște și o stabilitate, că avem de-a face cu un Dumnezeu drept. El nu uită nici ostenelile noastre, nici cum am fost nedreptățiți. Scrie în Evrei 6:10 că Dumnezeu nu e nedrept, să uite ostenelile noastre. Și avem noi o cântare la mormântări, ce ai făcut pentru Iisus, aia va sta. Rămâne. Nu se uită, nu se pierde. Domnul Hristos, de asemenea, El a primit toată judecata din mâna Tatălui. Scrie în Apocalipsa 19:11, care o inscripție, e cel ce se luptă și judecă cu dreptate. Și apoi, recitind ceva din Psalm, zice în Evrei 1:8, fiindcă a iubit nelegiuirea și a iubit dreptatea. Și de aceea Dumnezeu, Dumnezeu tău, te-a uns. E uns cu această dreptate sfântă a lui Dumnezeu. Luca 16:10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mari. Și cine interesează pe noi pentru lecția de astăzi? Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Asta a spus-o Iisus, care cunoaște pe oameni și judecă la gata. La cine te înșeală cu 5 lei și o să spună, nu știu cât mi-o da rest, de apucă 5 milioane pe mâna lui, taie zerourile și tot 5 rămâne la el. Că așa e el. Dacă așa e natura nedreaptă, sunt arbuști care suciți până-s micuți, când or fi mari, or fi drepți ca bradul, tot sucit-i. Dacă nodorosul e mic, sucit o fi și mare. N-ai ce-i face. Ei, este Dumnezeu, are leac de îndreptare. Dar să nu acceptăm ideea că în lucrurile de căpătâi să fii drept, iar în cele mici, cum poți? Nu. Cele mici și cele mari. Și în cartea prorocului Mica, deschideți din nou, vreau să facem legătura dintre Duhul Sfânt și dreptate. Acum, ca și o aplicație, dacă ar putea spune fiecare, dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului. Și ce urmează imediat după asta? Plin de cunoștința dreptății. Măsura Duhului îți va da măsura dreptății. Când nu-i dreptate, nu-i Duh. Ai fire care trage la eu și-a uitat de el și de el. Măsura de plinătate în Duh are legătură directă cu dreptatea. Om plin de Duh și nedrept poate plin de alt Duh, dar nu de Duhul Domnului. Cât de mult ține Dumnezeu la dreptate? Știți că la orice concurs sunt trei pe podium acolo, știi, cu aurul, argintul și bronzul. Dumnezeu a suit dreptatea pe podium. 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate. Cum? În locul aurului dreptate. Da. E prima. Să faci dreptate. A doua,
să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Prima pe podium rămâne dreptatea. Doamne, dă-ne harul acesta să fim drepți. Și pentru toate nedreptățile, Doamne, iartă-ne, te rugăm. Și dacă ne amintim noi că am fentat și am păcălit și am șchiopătat și cum să mai zicem, Domnul să ne ierte și să ne umplă de Duhul Său și de cunoștința dreptății, să fim drepți. Atunci vom fi fii al lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut pe om patruped să umble așa la orizontală. L-a făcut să umble pe verticală în poziție de drepți. Atunci drept să rămân. Doamne, ajută-ne. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.